Până când fanfara se pregătește, am vrut să dăm o introducere. Check, testing. Până când fanfara se pregătește, dragii mei, am vrut să dăm o introducere specială la cântare pe care vrem să o cântăm. Azi dimineață, împreună cu grupul de închinare, am cântat cântarea El Shaddai, care înseamnă Dumnezeul Atotputernic, God Almighty. Și în seara aceasta vrem să cântăm cântarea care se numește Nicaea, sau în limba română Nicaea. Citim din Isaia 6:3, we're reading from Isaiah chapter 6 verse 3. And the seraphims were calling out to one another, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. The whole earth is full of His glory. Nicaea was a city in ancient Greece, and it was a city where the first council took place in the year 325. În anul 325, în orașul acesta faimos, să zic, s-a întâmplat întâlnirea aceasta, era o întâlnire pentru creștinii și încă o dată vrem să rostim Sfânt ești, Sfânt ești, Sfânt ești, Dumnezeu Atotputernic, fiecare dimineață te slăvesc și îți cânt. Așa spune cântarea sau traducere din ea. Cu toții vom cânta și îl vom lăuda pe Dumnezeu cu fanfară cu cântarea aceasta. Să ascultăm.
20:18-19. See, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be delivered over to the chief priests and scribes, and they will condemn him to death, and deliver him over to the Gentiles to be mocked and flogged and crucified, and he will be raised on the third day. Amen. Luke 23:46-47. Then Jesus, calling out with a loud voice, said, "Father, into your hands I commit my spirit." And having said this, he breathed his last. Now, when the centurions saw what had taken place, he praised God, saying, "Certainly this man was innocent." Mark 16:1-2. When the Sabbath was passed, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome bought spices so that they might go and anoint him. And very early on the first day of the week, when the sun had risen, they went to the tomb. And they were saying to one another, "Who will roll away the stone for us from the entrance of the tomb?" And looking up, they saw that the stone had been rolled back. It was very large. Mark 16. When they entered the tomb, they saw a man dressed in a white robe, and they were scared. But the angel said, "Don't be scared. You are looking for Jesus that is crucified, and he is not here. He has risen." Jesus te importa de mi vida. Here, but has risen. Remember how he told you while he was still in Galilee that the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified on the third day, rise? Matthew 28:5-7. But the angel said to the woman, "Do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. He is not here, for he has risen, as he said. Come, see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead. And behold, he is going before you to Galilee. There you will see him. See, I have told you." Now if we have died in Christ, we believe that we will also live in him. Romans 6:8. Romans 6:9-11. For we know that since Christ was raised from the dead, he cannot die again. Death no longer has mastery over him. The death he died to sin once for all. But the life he lives to God. In the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Okay.
my fellow Americans, at this holy time of the year, families across our nation gather in homes, churches, and synagogues to light candles and to praise God. During the sacred holiday of Passover, Jewish families around the world give thanks to God for liberating the Jewish people from bondage in Egypt and delivering them to the promised land of Israel. For Christians, we remember the suffering and death of God's only Son and His glorious resurrection on the third day. On Easter Sunday, we proclaim with joy, Christ is risen. Both of these sacred celebrations remind us that God's love redeems the world. Almost 3,000 years ago, the prophet Isaiah wrote, "Darkness covers the earth, but the Lord rises upon you, and His glory appears over you. For the Lord will be your everlasting light." In America, we look to the light of God to guide our steps. We trust in the power of the Almighty for wisdom and strength. And we praise our Heavenly Father for the blessings of freedom and the gift of eternal life. Happy Passover. Happy Easter. Thank you. God bless you. And God bless America. Suntem călăuziți de același duh cu fratele Ionică, am fost și suntem. Am înțeles că dânsul azi dimineață a vorbit ceva din Matei, capitolul 28. De fapt, primul mesaj al învierii din Evanghelie, din prima Evanghelie. Tot de acolo am avut îndemn să aduc și eu câteva gânduri și va fi continuarea a ceea ce dânsul a comunicat azi dimineață lângă celălalt mesaj care l-a avut, am înțeles, un alt frate. Așadar, să urmărim citirea Matei, capitolul 28, de la versetul 1 până la versetul 10. Să nu ne fie prea greu. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și și-a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor, "Nu vă temeți! Că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede. Despuneți ucenicilor că a înviat dintre cei morți. Iată că El merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea, iată că v-am spus lucrul acesta." Ele au plecat repede de la mormânt cu frică și cu mare bucurie și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis, bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți, duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea, amin. Vă rog să reocupați locurile. După un grup de laudă și închinare atât de extraordinar, atât de deosebit, după fanfara care a cântat și apoi copiii, ce să mai predici? Mi-amintesc de Moses Rosen, șeful rabin, fostul șef al evreilor din România, a fost la Târgu Mureș și a venit și cu o grupă muzicală și au cântat, aceea excepțională au cântat, am fost și noi câțiva păstori invitați și după ce au cântat, a zis, ce mai pot să mai spun eu? Prin cuvânt, după o muzică atât de înălțătoare. Aceasta este și convingerea mea, pentru că muzica merge direct la inimă, în timp ce cuvintele, predica, merge la minte. Și dacă mai ajunge și la inimă, asta e cu semnul întrebării. Mai ales atunci când înțelegerea limbii române e mai dificilă și vă mărturisesc că nu mă simt deloc confortabil când știu că unii nu mă înțeleg. Mi-amintesc chiar în biserica pe care ați păstorit-o, cealaltă, am fost invitat la un grup de tineret și mi s-a cerut să vorbesc despre diferența dintre ortodoxie și penticostalism, sau, mă rog, religia evanghelică și cea ortodoxă. Și am vorbit, sigur, era oarecum și un domeniu predilect. A mers cineva acasă și a zis, mamă, a fost un frate din România, a vorbit extraordinar de interesant, dar n-am înțeles nimic.
No, sper să nu se întâmple același lucru. E prima dată când, de vreo 18 ori, cred că am fost în America, când sunt de Paști în America. Totdeauna căutam la sărbătorile mari, așa cum este normal și așa cum caută oricine, la nașterea Domnului, la Paști, la cinzecime, să fim cu familia. Ei, n-a fost să fie așa, soția a fost invitată de băiatul cel mare care este aici cu familia, cu doi nepoței, să îi mai ajute, au niște examene importante și n-am vrut să rămân trei luni fără ea și am venit și eu două luni încoace. Dar astăzi am căutat să fiu cu familia. Azi dimineața am fost la o biserică americană unde băiatul cel mare și mica lui familie frecventează, Brightmoor Park, așa îi zice Church. Mi-a plăcut muzica destul de așezată, mai conservatoare ca în alte părți, mesajul. Apoi am mers în partea a doua dimineții la Maranata, unde am un frate și nepoți. Și acum sunt tot în familie aici. Pentru că dacă stau bine și mă gândesc, că după rudenile de sânge, cei mai apropiați sunt din familia Boia, nu? Aleluia. Haideți să vă spun ceva. Cândva am dormit, cred că eram cu soția așa, ne-au făcut loc chiar în patul lor să dormim cu ani în urmă. Atât de generoși, atât de drăguți a fost cu noi. Domnul să-i binecuvinteze. Mi-amintesc de munca noastră comună în lucrarea Evangheliei și de faptul că Dumnezeu continuă să ne folosească. Dumnezeu nu are pensionari. Eu m-am pensionat în noiembrie anul trecut, dar ci că secretul pensionării nu este să te retragi de la ceva, ci să te îndrepți spre ceva. Ori chemarea mea, ca și a fratele Ionică de altfel, nu a fost atât înspre pastorația asta instituționalizată, cât înspre evangelizare și misiune. Și din februarie anul curent am preluat, la vârsta asta, m-am făcut analize medicale înainte, coordonarea misionarilor APME pentru Africa. La nord e George Găvruș cu vreo 4 echipe și sub Saharia 8 echipe. Urmează să mă ocup eu de ele, am cerut, zic, pe 2 ani, dar cu verificare la un an, să vedem dacă așa. Și chiar în iunie 17 vom merge încolo în Mozambic, la Simona Cabba și lucrarea de acolo pe urmele taifunului, cum îi spunea? Idai, de acolo. M-am gândit cum să unesc Evanghelia cu învierea Domnului. Pentru că știu că aici e iubită Evanghelia și e promovată Evanghelia și Domnul vă va răsplăti. Ați făcut și căutați să faceți totul pentru Evanghelie și veți avea răsplată de la Domnul. Și trebuie să vă mărturisesc că în celelalte două biserici astăzi unde am fost, dimineața în Biserica Americană s-a predicat despre învierea fiului văduvei din Nain. Și am zis, bine, e extraordinar să predica, vreau să văd de pe internet și să-mi notez câteva puncte, dar sunt învieri pe care le-a făcut Domnul. Nu e învierea Domnului. La cealaltă biserică s-a vorbit din 1 Corinteni 15, mesajul principal, am avut și eu câteva cuvinte, și a fost despre învierea noastră, dar nu e învierea Domnului. Și acum am venit spre un text care pare a ne apropia cel mai mult de momentul învierii Domnului. De fapt, învierea Domnului nu este descrisă în Biblie. Nici o evanghelie nu descrie învierea Domnului. Momentul era atât de strălucitor, atât de glorios, încât nu ar fi fost posibil și accesibil ochiului uman să vadă ce s-a petrecut. E un moment imediat care s-a petrecut după învierea Domnului. În acest text vreau, la și 4 am început, la și 34 voi încheia, dacă e în ordine, să extragem câteva caracteristici ale Evangheliei din ziua învierii. Pentru că noi ne întâlnim aici cu niște spuse, niște cuvinte ale îngerului, la versetul 5, 28 cu 5, îngerul a luat cuvântul și a vorbit. Și primul lucru pe care l-a spus a fost, nu vă temeți. Amin. Aleluia. Evanghelia învierii este o evanghelie care ne conduce de la frica noastră de toate zilele la pace, la încredere și chiar la bucurie. Și sunt motive pentru care și noi trebuie să fim îndemnați într-o astfel de zi să nu ne temem. L-am avut pe Peter Costea, care acum candidează pentru europarlamentare la Credo TV de mai multe ori, așa, continuă lucrarea și cu Credo TV, evident, nu doar cu misiunea, și văzându-l că vrea să se ocupe, mă rog, să reprezinte mesajul creștin în Parlamentul European,
L-am întrebat și i-am spus direct în emisiune, Psalmul 94, versetul 20, dacă cineva poate să-l pună, poate și în română și în engleză, era să zic în limba maghiară, că noi mult timp am fost români și maghiară împreună. Așa. Acolo spune că te vor așeza ei, te vor pune ei pe scaunul lor de domnie, ei care pregătesc nenorocirea la adăpostul legii. Dacă stăm bine și ne gândim, deocamdată se fabrică legile și foarte multe s-au fabricat deja ca la adăpostul legii, sprijiniți de lege, să se pregătească nenorocirea. Și noi nu suntem în necunoștință de cauză. Cei vizați nu este monumentul acela din sala tribunalului, din nu mai știu care stat de aici din America, ci creștinii sunt vizați. Și sigur că poate să vină o frică din cauza asta. Mergem în Psalmul 2, unde David privește prin tunelul timpului și se întreabă pentru ce se întărâtă națiunile, liderii națiunilor, zicând și se ridică, se revoltă împotriva Domnului, adică Dumnezeu Tatăl și a unsului său, al lui Hristos, zicând ceva foarte interesant. Deci Psalmul 2, cred că versetul 2. Să le rupem legăturile, să scăpăm de lanțurile lor. Despre ce este vorba? La ora actuală s-a ajuns la nivelul cel mai înalt de revoltă împotriva lui Dumnezeu. Nu doar împotriva celor 10 porunci, nu doar împotriva principiilor creștine, ci împotriva actului creației. Dumnezeu a zis, bărbatul este bărbat, am făcut parte bărbătească, am făcut parte femeiască, vine omul și zice, nu, rupem legătura asta. Dumnezeu a zis, căsătoria între un bărbat și femeie se neagă. Dumnezeu a zis, părinții sunt responsabili de copii, nu, statul poate fi de drept proprietarul copilului și așa mai departe. Am amintit doar câteva lucruri care ar putea să ne conducă la frică, dar faptul că Iisus Hristos a înviat din morți și mesajul Evangheliei la înviere este, nu vă temeți! Unei biserici, Smirna, din Apocalipsa, se spune, Domnul Iisus i-a spus să nu te tem cu niciun chip. Domnul să ne binecuvinteze. Este o frică care înlătură toate celelalte frici. Știți care este frica asta? Frica de Domnul, începutul înțelepciunii. Doar un crâmpei amintesc aici. Făceam cateheză la Târgu Mureș cu un grup de candidați și îmi zice un bărbat, Râtea se numește, frate pastor, ce să mă facă? Soția a zis că mă otrăvește dacă mă botez. După ce m-am botezat copil mic, dacă mă botez acum, mă otrăvește. Ce să fac? Ce i-ați fi răspuns, frate Ionica? Să se boteze? Dumnezeu m-a luminat și am zis, prietene sau frate, eu nu pot să spun ce să faci. Eu pot să spun că în Biblie scrie dragostea desăvârșită izgonește, alungă frica. Dacă tu ceea ce faci, faci din dragoste pentru Dumnezeu, fă-o, dacă nu, retrage-te. E, trăiește și asta și conduce cântările într-o biserică. Nu a otrăvit soția. Doamne, ajută-ne să înțelegem că mesajul principal, să spun așa, al învierii Domnului este că Dumnezeu este în control, că nu violența are ultimul cuvânt, că nu minciuna și așa mai departe, ci adevărul și dragostea și bunătatea. Slăvit să fie Domnul! Femeilor li s-a spus, nu vă temeți, și nouă ni se spune astăzi să nu ne temem. Numărul 2. Că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Evanghelia este o problemă de cunoaștere. Noi nu mergem cu capul în nori, în mod haotic, fără să știm ce presupune credința în Evanghelie. Evanghelia ne adeverește că Dumnezeu cunoaște motivația fiecărui om. Știu că voi căutați pe Iisus. De ce ne aflăm noi în această seară în acest loc? Pentru că îl căutăm pe Domnul Iisus. După 2 ani, acum vreo 12 ani, acum vreo 10 ani, cineva mi-a scris un mesaj, un e-mail din București. Domnul Bergheanu zice, vă urmăresc la Credo TV de 2 ani de zile și nu știu de ce religie aparțineți. Oh, zic, pentru mine e o mare bucurie. Însemnează că eu n-am făcut apologia unei religii, ci l-am vestit pe Iisus Hristos. De El avem nevoie și fie să îl căutăm pe El, nu niște religii. Vai de oamenii care se agață de oricare religie, inclusiv de cea pentecostală, chiar și de Church of God sau de oricare, dacă se agață. Ne agățăm de Iisus Hristos, îl căutăm pe Iisus Hristos. Eram cu fostul prefect de județ Mureș și director Lazo Mureș, la un moment dat, lângă Târgu Mureș, este acolo un loc foarte bun de relaxare, baie, așa, și vorbeam despre Dumnezeu, căutarea lui Dumnezeu, și îmi zice el,
Domnul Berian, nu-i greu să-L găsești pe Dumnezeu. La care i-am spus, știți ce? Domnul Iisus a spus, cine caută, găsește. Cine cere, capătă. Cine bate, îi se deschide. Când vă veți întâlni cu cel care a afirmat aceste lucruri, veți putea să spuneți că l-ați căutat și a zis, trebuie să recunosc că nu o să pot să spun. Înseamnă că n-am fost gata să plătesc prețul. Cine caută, găsește. Și noi pe Domnul Iisus Hristos l-am căutat ca unul care a murit pentru noi, dar a și înviat și El, de El vrem să ne ancorăm întreaga viață. Numărul 3. Iisus, care a fost răstignit, dar nu e aici și a înviat. Evanghelia adevărată, Evanghelia din ziua învierii și de oricând, este o evanghelie care se bazează pe moartea și pe învierea Domnului Iisus Hristos. Moartea nu este o înfrângere și învierea o biruință, ci moartea este o biruință câștigată și învierea este o biruință proclamată. De fapt, tot ce obținem noi în viața de credință se bazează pe faptele obiective realizate de Domnul Iisus. Privim spre moartea Domnului Iisus, spre sângele care s-a vărsat la Golgota și ce primim? Iertarea de păcate, curățirea, și așa de frumos a cântat în acest sens. Privim spre moartea, spre învierea Domnului Iisus Hristos și ce primim? Puterea învierii ne înviază și pe noi la o viață nouă. Eram într-un cămin cultural, noi suntem obișnuiți cu căminele culturale, lângă Iernut, la Deag, și vorbeam despre nașterea din nou. Și un bătrânel din sală, a fost de vârsta mea, nu știu, așa, zice, domnul Iacob, zice, pe ulițele inimii mele au trecut atâtea căruțe că nu se mai poate face nimic. Cum să mă mai nasc eu din nou? Și Domnul îmi dă în minte, în inimă, un verset și îi spun, domnule, cum vă numiți? Gheorghe. Domnule Gheorghe, ce părere aveți? Dacă la îndemâna dumneavoastră ar fi aceeași putere care l-a înviat pe Iisus Hristos din morți, credeți că ar putea să vă învieze și pe dumneavoastră la o viață nouă, să vă nască din nou? Zice, încă așa ceva aș mai crede. Și atunci am mers la Efeseni, capitolul 1, unde zice, Dumnezeu să vă deschidă ochii minții voastre ca să înțelegeți nemaipomenita mărimea puterii lui Dumnezeu care l-a înviat pe Iisus Hristos din morți. Slăvit să fie Domnul! Aleluia. Privim spre învierea Lui. Puterea învierii Lui ne poate învia și pe noi, indiferent de starea în care ne-am afla. Iar privind spre înălțarea Lui și glorificarea Lui, se dă Duhul cel Sfânt. Așa a spus Petru la ziua cinzecimei. Evanghelia se bazează pe moartea, pe învierea Domnului, pe faptele Domnului Iisus Hristos. De fapt, în 1 Corinteni 2:2 scrie, n-am dorit să știu altceva între voi decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Slăvit să fie Domnul! Veniți, devedeți locul unde zăcea Domnul. Evanghelia este ceva argumentat, ceva dovedit. Există niște dovezi monumentale ale învierii Domnului. Cineva a spus că mormântul gol, despre care, la care face referire îngerul, este martorul tăcut al învierii care închide gura oricărui om. Nimeni nu poate explica de ce mormântul a fost gol. De ce a fost gol și a rămas gol? Pentru că Iisus Hristos a înviat. Slăvit să fie Domnul! Aleluia. Un alt martor al învierii este Noul Testament. Dacă n-ar fi înviat Domnul Iisus Hristos, ar fi rămas în mormânt și învățătura Lui și tot ceea ce a spus. Dar pentru că El a înviat, a scris Noul Testament și noi ne bucurăm de Cartea Învierii, de Noul Testament. O altă dovadă monumentală a învierii Domnului Iisus Hristos este Duminica creștină. N-ar fi schimbat evreii sabatul, sâmbăta pe duminica pentru nimic în lume. Dar pentru că Iisus a înviat în cea din tâi zi a săptămânii, duminica este onorată și respectată de creștini. Și în sfârșit, martorul cel mai clar și cel mai evident este biserica creștină. Sunteți dumneavoastră, suntem noi. Cel rău vrea să distrugă sămânța creștină în copiii aceștia mici. Vorbeam ieri cu Steve Bonica, urmează să merg la Chicago pentru, mă rog, niște înregistrări la Credo și alte probleme care le avem de rezolvat acolo pentru 8 zile și îmi spunea, am o nepoțică, mă topesc de dragostea pentru că când o să ajungeți bunicii care n-ați auzit, n-ați ajuns, o să vedeți ce însemnează să ai nepot. Așa. Zice, atât sunt de preocupat că a venit într-o lume atât de periculoasă, atât de grave sunt lucrurile care se petrec. Dar noi știm că Dumnezeu este în control. Noi știm că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Noi știm că
copiii noștri vor duce mai departe mesajul Evangheliei, chiar dacă se încearcă, mă rog, îndepărtarea lor de pe calea credinței. Evanghelia este, în următorul rând, un mesaj care trebuie transmis mai departe. Versetul 7 spune, duceți-vă mâine, poimâine, da? Nu, duceți-vă repede, de spuneți și altora. Evanghelia este ceva care trebuie transmis. Și mă bucur ori de câte ori găsim câte un om bolnav în vestirea Evangheliei. Despre mine cineva a spus și sunt mai liber fiind în familie. Bergianu e obsedat de evanghelizare și misiune ca ucenicul pantofarului de limba de la pantof. Ce se întâmplase? Un ucenic al unui pantofar a uitat să pună limba la pantof. Și a venit proprietarul și i-a făcut un scandal. Și în momentul ăla, ucenicul pantofarului, măi, limba la pantof, trebuie pusă limba la pantof. Mergea la colegiul lui, băi, limba la pantof, a spus-o. Răspunsul meu care a fost? Râvna Evangheliei nu e doar limba de la pantof, e tot pantoful. Domnul să ne încalțe cu ea. Aleluia. Evanghelia trebuie transmisă. Răspundeam astăzi lui Peter Costea pe Facebook. Ce mai, și la vârsta asta se umblă pe Facebook, dar nu din confort, că ia mai mult timp și disconfort, dar eu am făcut un studiu și l-am prezentat la Romiscon, de fapt eu de aici chiar la conferința Romiscon de la Sinai o să ajung, importanța media și mass media în Marea Trimitere. Și am lucrat vreo 3 luni de zile la acea temă. Am găsit studii care arată că dacă toți creștinii și-ar folosi relațiile interumane și ar transmite Evanghelia pe relațiile interumane semnificative, că dacă te vezi cu unul, aia nu e relație interumană, numai când poți și să discuți cu el, să-i transmiți ceva, știți câți la sută din lumea necreștină ar fi evanghelizată? Dacă toți creștinii ar împărtăși în momentul de față, în luna mai, să zic, numai 15, maxim 20%. Ne dăm noi seama de ce a lăsat Dumnezeu mass media și apoi mass media? Ne dăm seama ce ar fi fost reforma lui Luther fără Gutenberg, fără tipărituri? Ar fi murit acolo în Germania. Când s-a pornit radio-ul, au zis că nu-i voie cu radio-ul. Că undele radio merg prin văzduh și stăpânul văzduhului e diavolul și se întinează undele radio. Vă dați seama câtă miopie. Dar slavă Domnului că noi înțelegem că Evanghelia trebuie transmisă. De fapt, o veste bună care nu e transmisă nu este Evanghelie. Mă bucur mult că sunteți angrenați în această lucrare de vestire a Evangheliei. Ați fost, rămâneți. Și dacă e everywhere, everybody, așa, la toată lumea, oriși unde, vă invităm să colaborăm și în Africa. Nu pot, mă uit la ceas și nu vă las mai repede. Am avut marele har să vizitez Coreea de Sud. Și am primit o lecție care nu o să o uit niciodată. Am fost un grup de evanghelici, au fost invitați liderii tuturor cultelor, ai noștri de la Pentecostal n-au putut să meargă, președintele Alianței Evanghelice, Viorel Iuga, care e și președintele Uniunii Baptiste, a fost prezent, așa, și am fost câțiva, mă rog, și din Consiliul Bisericesc, și mass media, jurnaliști, oameni de afaceri, oameni politici. Ne-a dat o lecție și nu despre asta se poate vorbi, va fi am văzut că aveți cuvântul adevărului, va fi probabil în numărul viitor un articol pe tema asta, 7 lecții care le-am învățat de la Sud Korea, dar în principal rugăciunea și implicarea în misiune. Am fost cazat la un hotel peste drum, cum se spune, peste șosea de Yoido Full Gospel Church, biserica constituită de Yonki Cho, de peste 800.000 de oameni. Vedeam la ora 4:30 dimineața cum veneau valuri oamenii la rugăciune. Noi obosiți de, mă rog, un program extraordinar de încărcat, m-am dus și eu la ora 6 într-o dimineață acolo. Deja erau plecați oamenii, era târziu, pe la ora 6 dimineața. Deci lecția rugăciunii ne-a dat gata. Dar mai mult, și cu asta vreau să închei, se leagă de ideea Evanghelia trebuie transmisă, oamenii aceștia sunt implicați în misiune extraordinar. În 50, Dumnezeu a făcut din Israel un martor al său pe parcursul a mii de ani. Dumnezeu a făcut din Statele Unite un martor al său pe parcursul a sute de ani.
Dumnezeu a făcut din Coreea de Sud un martor al său pe parcursul a 70 de ani. În 53, când a încetat războiul intracorean, MacArthur, comandantul forțelor ONU care apăra Coreea de Sud de Coreea de Nord, a spus nici peste 100 de ani acest popor nu se va putea ridica. Era un popor și primitiv și lipsit de resurse naturale în țară și așa mai departe. Dar primii președinți au fost creștini și au pus evanghelizarea și misiunea, rugăciunea mai întâi și apoi evanghelizarea și misiunea la locul lor. Știți ce se întâmplă astăzi în Coreea de Sud? Sunt cam 10 milioane de evanghelici și au 30.000 de misionari. Nu vă mai spun că pentru 2030 au un plan să aibă 460.000 de misionari. Acum ce-și planifică omul, asta Dumnezeu știe dacă. Dar haideți să vorbim la prezent. Deci dacă la 10 milioane de evanghelici sudcoreeni sunt 30.000 de misionari, la 1 milion, suntem mai mult de 1 milion, da? 1 milion adulți, să zicem salariați, care putem ajuta misiunea. La 1 milion ar trebui să avem 3.000 de misionari transculturali și noi nu avem nici 300. Oare am înțeles noi mesajul învierii? Oare am înțeles noi, români în general, responsabilitatea noastră? Acolo, misiunea vocațională, misiunea la locul de muncă, misiunea prin business, nici nu se discută, 10%. Am fost în două firme, au pornit de la una, o firmă de la 600 de dolari, la și 33 mă opresc. Au pornit de la 600 de dolari și acum are miliarde. A pornit o organizație misionară a firmei respectivă care are 97 de misionari transculturali. Numai o firmă! O, Doamne, ajută-ne să ne dăruim și noi în lucrarea aceasta de vestire a Evangheliei. Prin toate mijloacele. Trebuie și prin mass media, și prin social media. Faptul că ai acces ca tânăr, nu te distra doar pe Facebook sau știu eu, pe WhatsApp sau pe atâtea sunt acum. Înțelege că Dumnezeu ți-a dat un instrument să îl folosești pentru vestirea Evangheliei. Repet ceea ce am spus, Evanghelia din ziua de înviere este o Evanghelie care înlătură frica, aduce siguranța și aduce chiar bucuria. Aleluia. Este o Evanghelie care pornește de la motivația corectă a omului și Domnul știe care este această motivație. Cea mai bună motivație este să-L căutăm pe Iisus, care a fost răstignit și a înviat. Este o Evanghelie care se bazează pe moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, pe El și pe ceea ce a făcut El. Este o Evanghelie foarte clar dovedită, prin mormântul gol, prin celelalte dovezi multe, eu am amintit doar 4. Este o Evanghelie care trebuie dusă nu târziu, ci repede și către alții. Pentru că pe marginea autostrăzilor digitale sunt foarte mulți naufragiați. Tot atunci când am făcut studiul acela, am constatat că sunt și anumiți evangheliști virtuali pe internet, care dirigează oamenii. Sunt oameni care caută, nici ei nu știu ce caută, dar pot să ajungă la un cuvânt al lui Dumnezeu. Când am aflat dintr-o parte și din alta că Domnul m-a folosit pentru trezirea unor suflete și aș putea să vă dau multe exemple, chiar mântuirea lor, atât de bucuros am fost. Domnul poate să-ți folosească o postare a ta despre Hristos și chiar s-ar putea ridica oameni profesioniști, așa, păstori de web-uri, da, cum aveți în America, care să dezvolte transmiterea mesajului în toate formele posibile. Pentru că nu mai este mult. I-am propus pastorului Cristi Ionescu și lui Steve Bonica, el și-a declinat competența în domeniu, să mergem în zona de studiu dacă există bază biblică pentru planul celor 7 zile milenare, adică că Dumnezeu a rânduit umanitatea să fie în 6 zile plus a 7-a mii de ani, mileniu, respectiv 120 de jubilee. 120 de ani jubiliar, 120 ori 50 e tot 6.000. Și vom merge să studiem. Nu mai este mult, ne apropiem cu pași repezi de venirea Domnului. În Biblie, în Roman, scrie Dumnezeu va împlini pe deplin și repede pe pământ cuvântul Lui, dar dumneata și cu mine suntem factori ai grăbirii revenirii Domnului Iisus Hristos. Fie ca învierea Domnului Iisus Hristos, fie ca sărbătoarea aceasta să ne învieze și pe noi la o nouă râvnă, la o nouă dedicare, întotdeauna se poate mai mult. Biblia spune, sporiți totdeauna în lucrul Domnului.
Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Domnul să ne binecuvinteze! Mulțumesc! Biblia spune, regele meu este regele evreilor, este regele neprihănirii, el este regele veacurilor, este regele cerului, este regele gloriei, este regele regilor și domnul domnilor. Acesta e regele meu, mă întreb dacă îl cunoști. Regele meu este un rege suveran, este nemăsurat în putere, este pe deplin sincer. Este statornic pe vecie, este nemărginit în har, împărățește puternic, este imparțial de milos, îl cunoști? El e Fiul lui Dumnezeu, este Mântuitorul Păcătosului, este punctul central al civilizației, este de neegalat, este fără precedent, este cea mai înaltă idee din literatură, este cea mai mare personalitate în filozofie, este miracolul veacurilor. El este singurul calificat să fie un Mântuitor atotsuficient. Mă întreb dacă ai auzit de el. El dă tărie celui slab, este aproape și gata să te salveze. El întărește și susține, el păzește și conduce, el vindecă bolnavii, el curăță lepra, el iartă păcătoșii, el plătește datoriile, el eliberează captivii, el apără oamenii, el binecuvintează tinerii, el slujește celui nefericit, are grijă de bătrâni, el răsplătește credincioșia, dă frumusețe celor zmeriți. Mă întreb dacă îl cunoști. Bine, el este cheia cunoașterii, el e izvorul înțelepciunii, el este ușa către eliberare, este cărarea către pace, este drumul spre neprihănire, este singura cale către fericire și poarta către glorie. Îl cunoști? Ei bine, slujba lui este măreață, promisiunea lui este sigură, lumina lui este fără egal, bunătatea lui este fără limite, mila lui este veșnică, dragostea lui este neschimbată, cuvântul lui este îndeajuns, harul său este suficient, el domnește neprihănire și jugul lui este ușor, povara lui nu e grea, oh, aș dori să ți-l pot descrie. Este irezistibil, nu ți-l pot scoate din minte, nu pot scoate din sufletul tău, nu pot să-l înlocuiești și nu pot trăi fără el. Fariseii nu l-au cunoscut, însă au înțeles că nu-l pot opri. Pilat nu a găsit nicio vină în el, Irod nu l-a putut ucide, moartea nu l-a putut pirui și mormântul nu l-a putut ține. Acesta-i regele I heard Resurrection Sunday is the Super Bowl of Sundays. I regret to inform you that it's much greater than that. Hallelujah. The Super Bowl in comparison is nothing compared to Resurrection Sunday. Hallelujah. When the Pistons in Detroit won the championship, almost 1 million people rushed the streets to see the team and a little piece of metal that they call the trophy. Almost 1 million people. For us, Resurrection Sunday is not just the NBA championships. It would be, to put in perspective, not only the Pistons winning, but the Tigers winning and the Red Wings winning. Romanian reference. It would be as if Steaua Bucureștilor won the UEFA. It would be as if Adi Mutu took the World Cup finals in PK and won it. It would be
The greatest celebration. It would be all of that combined with the day that you get proposed to, the day that you see your daughter, your son, first alive, this day that you see your grandchild, the day that you see celebration upon celebration that you can't even understand. Resurrection Sunday for us who believe in Christ is greater than all of that. Hallelujah. Hallelujah. I've never been asked to speak on Resurrection Sunday. Christmas, yes. The birth, yes. But there's been plenty of amazing births and miraculous births here on the planet. But there's only been one resurrection that impacts all of humanity. Hallelujah. And it happened on Resurrection Sunday night. Hallelujah. Because a couple days ago on Friday, Good Friday we call it, even though for the disciples it was anything but good. Friday was the worst. They lost all hope. They lost everything. They lost their leader. They lost their friend. They lost their teacher, their rabbi, their leader, who they thought would be king. They lost political gain that they thought they would have. They lost chairs that they thought they would have. They lost the source of teaching, the source of healing, the source of communication with God the Father. They lost it all. But what they should have known and what Christ was always telling them is that 3 days, Sunday's coming. And the sermon that you heard now was translated in Romanian, but it was originally done by Reverend Lockridge. He no longer is on this earth. He's in fellowship with God. He passed away a couple years ago. One of the greatest African-American preachers, I think. And through that message, not in Romanian, but in English, when I was in college, far away from God, one of the lines in that 4-minute video that was played at a small church close to school spoke to me. Because when we truly understand who Christ is and what he's done and what it envelops in all of our lives, in the bigger story, in the bigger picture, in all of humanity, from since time began till when time will end, it is the greatest thing that you could ever possibly experience. And if we don't believe so, it's because we don't understand. If we don't believe it, if we think that money, fame, power, cars, girls, boys, whatever it may be, is more important than Christ, it's because we don't understand him. And it's our fault. It's our fault. But the good news is that Sunday is here. The good news is that Sunday proclaims and validates everything that Jesus said he was. There's so much fake news today. There's so much tabloid papers. There's so much, everything's, you have to check everything 5, 6, 7, 8, 9, 10 times. You have to have all the right sources. But the absolute truth, who was verified hundreds, thousands of years ago, different countries, different people, different languages, prophesying about one who is to come. That is Jesus. And his resurrection on that Sunday morning validates thousands of years of prophecies, thousands of years of teachings, thousands of years of psalm, suffering, redemption, thousands of years that the Christ, the Messiah, has come. Hallelujah. That since Adam and Eve has sinned, that God has known in his good and loving will that you need a Savior. You can't do it by yourself, human. Adam, Eve, I'm sorry, you can't do it. Moses is great, not good enough. Joshua is great, not good enough. David is great, not good enough. Isaiah is great, not good enough. Only one who is good enough is Jesus. Hallelujah. Oh, by the way, I'm not good enough. You're not either. But Sunday is here. No more with the tears. No more with the crying. No more with the, I need a counselor. I need a safe space. I need to pet a dog. No, none of that. Let's throw all that away because celebration is here. If there's ever a reason to celebrate, if there's ever a reason to be Pentecostal, it's today. Amen. If there's ever a reason to be charismatic, it's today. Amen. Normally, I'm not as charismatic as my dad. I would say probably 10%. But on Resurrection Sunday, hallelujah. Hallelujah. Let's get to the message. I'm going to skip to the next slide because maybe it's too small for you to see, but I saw this picture and it just reminded me of all the amazing and wonderful names that encompasses who Jesus is. The reason that I love the sermon that we saw that was translated in Romanian so much is because even though
He tries for literally 5, 6, 7, 8, 9 minutes to describe who God is, to describe who Jesus is. He keeps saying, I wish I could tell you who he really is. And we hear all the time, dacă aș avea 1,000 de limbi, nici n-aș putea să cânt sau să recit. Well, try it. Because God deserves it. Jesus deserves it. You need to start writing songs until your hand falls numb. You need to start playing the guitar and singing to God in English, Romanian, Korean, whatever, until your hand starts falling off. Because he deserves it. Hallelujah. Don't say, well, you know, there's so many nice things to say about Jesus. He's good. No, that's not enough. If I asked you, how, you know, when you got married, you know, when you got engaged, when you saw your children, you know, the first time when you held them and you said, how is your son? How is your newborn daughter? How is your newlywed wife? You just came back from the honeymoon. Oh, I could tell you the color of the trees. I could tell you what my wife was wearing. I could tell you, well, maybe. I could tell you the food that we're eating. I could tell you, oh, it's amazing other stuff. And you can have it all down to the detail. But when it comes to Jesus, no. Not like this. Let's try. When you go to bed, when you pray, just start naming what Jesus means to you. Because you might be awake or you might be praying for much longer than you actually think. And maybe your sermon will come like Reverend Lockridge's. And then when someone asks us, who is Jesus to you? You can have the best, a personal response. This week was the most holy of weeks in history. The most holy week in history. Did you recognize that? Did you know that? Or did you just kind of say, well, Duminica cu flori. And then we had Chino sometime, and then there was Rastignidia, and now Stem La Pasht. No. Oh, hold on. Let's read our Bibles. Hai să citim Biblia. Let's start from last Sunday. Now, I'm not going to preach about all these because we'd be here till next Sunday. But I look at this Sunday, the triumphant entry of Jesus in Jerusalem. The next day, Jesus comes in and he cleans the temple. That's a nice way of saying it. Tuesday, he gives his final sermons and parables. Thursday, he has his last supper. Friday, trials and crucifixion. Saturday, he's in the ground. And Sunday, we're here celebrating. He is alive forever. Amen. He is risen. Amen. Everything that happened before is validated by Sunday. Without Sunday, Paul says it's all for nothing. We've had people die for other people in the past. We know about captains when their ship goes down. Okay, plecați on a little, tiny little bărcile mici. But the captain stays cu barca, beep, all the way in the water. We've already heard that there's righteous people who have stepped in front of a moving car or pushed a child out of the way. And out of their sacrifice, out of their life, they saved someone. The idea of someone dying for you isn't new, but it's a fantastic concept. Like Brother Jacob said before I got up here, the gospel is not that Jesus died for you, it's also that he's risen. Hallelujah. And we're scared sometimes to say that. Hallelujah. Because the world accepts sacrifice and, oh, this person died for me and he tried to do me something good. But then when you start saying, by the way, 3 days later, he himself rose himself through his own power out of the grave and resurrected, cuckoo. But that's the gospel and that's the good news. Because without that second part, you get nothing but a nice story. Hallelujah. Nothing that changes our lives. Nothing that changes cultures. Nothing that changes cities and nations. What do you think destroyed Rome? Well, it's a long list, but this is one of the things. When I study the Holy Week in history, it's almost as if it's our journey. Christ makes himself known to you. Triumphant entry into your life. He comes in by the Holy Spirit and he cleans you out. Out with the money changers, out with the habits, out with the addictions. You start listening to his sermons. You start taking China, fellowship with the brother. Then God promises through his word that there are going to be trials and tribulations. Then eventually on this long walk, we will perish. We will fall asleep if the Lord doesn't come. And then eventually we share the same conclusion with Jesus if we believe in him as our Savior. Just as he resurrected, me and you and everyone who believes will resurrect. Amen? Hallelujah. It's an amazing week. Hallelujah. It's an amazing week. So much to teach from, so much to read from, so much to cry about, so much to celebrate. But we're going to focus on Sunday. The holiest day of that holy week. So this is the holies of holies. This is the point where it gets real. It's Resurrection Day.
John 11, verse 25 and 26, Jesus is together with Martha at the funeral of Lazarus, and he asks her, and he says this quote, and he asks this question, which, guess what? You know my sermons. If Jesus asked the question, I'm going to ask the question. John 11, 25 and 26, Jesus said to her, who is Martha, I, Jesus, am the resurrection, and I am the life. Whoever believes in me, this is Jesus speaking, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Conclusion, do you believe this? Hallelujah. Amen. This verse is going to condemn a lot of Christians. This verse is going to judge me and it's going to judge you because I read it and I studied it and you read it and you heard it. You have no excuse now. You're welcome. Do you believe the words of Christ? Oh, yes. We're in church. Suntem în biserică. Especially on Easter Sunday. We read a book with the young people. Still reading it. It's about idolatry. Inside that book, the author, Kyle Idleman, says this. A belief, no matter how sincere, if it's not reflected in reality, is a delusion. Uh-oh. A belief, as sincere as it possibly can be, if it's not reflected in reality, is a delusion. Therefore, do you believe this, Martha? Do you believe this, Chris? Do you believe this, Hosanna Christian Church? Before you answer, is it just a sincere, yes, I believe in Jesus? Or is it something that's truly evident in our lives? That's the verse that we're going to keep coming to. Jesus enters, I want to start with the beginning and we'll go jump to the end. We're not going to go through every single one, but I believe some of these points are extremely important. In John chapter 12 and in Luke chapter 19, says the story of the triumphal entry of Jesus into Jerusalem. Two different takes, most of the story is the same. What I find fascinating is the fact that there's so many Muslims, there's so many atheists, there's so many people who says, Christos niciodată spus că El este Dumnezeu, you know? Christ never claimed that he was God. You know, if you're going to be the most humble person on the planet, I don't shout it from the rooftop, I'm God, worship me. But if you're paying attention, if you're reading, if you're seeing the signs, oh boy, Jesus is proclaiming he is the Son of God everywhere he goes. How does he do this? Well, here, nobody gives Jesus a donkey. Nobody gives it to him. Nobody says, Jesus, here, here's a donkey. Take it, go to Jerusalem. That would be like, fratele, aici este o Dacia. Hai să mergem până la biserică. You're like, brother, Mercedes, BMW, Opel, something, the Dacia, come on, man. Donkey. Who requests a donkey? Jesus requests a donkey. Why does Jesus request a donkey? Because he fulfills Zechariah 9, Isaiah 62, that the Messiah has a triumphal entry riding on a colt. And he knows this, and he needs to seal this, and he needs to do this act so that what is written about Jesus comes true. Amen. Nobody told him to get on it. He, go get me this donkey. Oh, well, what do you mean? So this is what happens. Right before he gets on this donkey and comes into the city, he raises Lazarus from the dead. This is the time of Passover, which legalistic and people who are nationalists, you know, like basically people who really, really love their country. I mean, we just talk about Radia and Bistrița, Vitamina. These guys had even worse for Jerusalem. Man, Jerusalem was the best. And La Pasht, everyone goes. So much that you can't even find places to stay inside the city. Jesus actually, after he goes in, doesn't have a place to stay, so he camps out in Bethany. So many people there. People say hundreds of thousands. I would say probably even a million. Let's just cap it off at a million. And there are huge crowds following Jesus.
They keep talking. They keep saying from all different, even different parts of where they came from, all over the world, Jewish people come. And they said, this is the guy who raised Lazarus from the dead? I mean, we've heard a couple of things, but this guy, 4 days dead, smelling horrible, and out of his command, God listens to him and works through him and brings the dead back. We're going. We're going. This is going to be the king. I mean, if there's anyone, it's going to be him. People like that. Some people didn't. You see, these people played a role by celebrating to fulfill the prophecies in Messianic Psalms 118, where they take their clothes, put them in the streets, the leaves, the palm trees, and then they sing verse for verse, word for word, the prophecies in Psalms. Is there anyone paying attention? I'll tell you who's paying attention. The Pharisees. Do you think the Pharisees knew scripture? Yes. Oh, boy. I mean, when they were young, they could quote the entire... You think they knew about Zechariah 9? Do you think they knew about Isaiah 62? You think they knew about Psalms 118? You betcha. You betcha. They knew what Jesus was doing, who he was claiming to be, what the people were doing, and what they saw in front of their face, but they would not accept it. No, 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 no. Truth? You know how truth is met today? Where no one really says, well, there's moral truth, or there's no such thing as absolute truth, there's relative truth, there's this truth, there's fake truth, there's biased truth. No, 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 no. The truth today needs to be silenced by whatever media, whatever it is that is that tries to get the gospel to be quiet, that tries to get truth out. Back then, Pharisees did the exact same thing. They tried to stop truth. Even though they knew truth, they tried to stop truth. Just like today. How many news outlets and all these other people, they know the truth, but they stop it. It's nothing new. Oh, you can pray. You can pray in the name of God. You can pray so loud. You can do it. But Jesus, stop it, stop it. They did it back then. They're going to do it today too. And they respond with this. Let's kill Jesus and Lazarus. Let's kill him and the proof that he ever existed. I mean, let's, I don't know what's with religious people. When they want to bury you, they bury you. And all evidence of you. And they wanted to kill him. Jesus' reaction is that he cries. He cries. These people are crying out and praising Hosanna to the Son of David, blessed, greatest on highest. And Jesus is weeping in the midst of them because he knew that their celebration was a temporary adoration of Jesus and not a true understanding of the Messiah who was to come. They thought, King kicks out Romans, we're awesome. Jesus says, I don't care about your political climate. I don't care about who's reigning over you. You have sin in your life, and this will forever take you away from God. That's what's important. Now you can see why it was so easy for them to say, we love you. And then a couple days later when he said, I don't care about being your king. I'm here for your soul and your sin to address that. Then they said, crucify him. And don't think that it's not what we do too. Because we make Jesus a functional savior. Not what it says in the Bible, but what maybe a Romanian or the cult or maybe an American, a Jesus that's not like the Bible. And then when he lets us down, we go from, yeah, to crucify that Jesus. He's nothing because we don't understand. We all mock. How did you go from 4 days from I love you to crucify you? It's simple. They didn't know who Jesus was. How do we sometimes go from, God, you're the best, and it's amazing, and then I question God, and I say, I don't even know why you're doing this to me, and you're not even God. Maybe I should look for other things. It's because we don't understand. They didn't understand either. And Jesus weeps because the city does not recognize what's coming. My question for you tonight is, does Jesus weep for you? Does he weep because you only look to him to fix your problems, to be a free handout? Lord, Domne. I'm 35 years old. Marite-mă. Come on.
Jesus cares about those problems this much. That much. He didn't come to die for that problem. He didn't come and resurrect for that problem. He cares, but he cares immensely more about your relationship with him and the status of your heart. So when Jesus weeps riding towards that city, and they miss the opportunity of Jesus among them, does Jesus weep at the opportunity that you have tonight to speak to Christ? The next one comes to betrayals and trials. Judas betrays Jesus for 30 pieces of silver. It starts in Matthew 26. We don't have time to go through all of them. He faces, after he's betrayed, he faces six trials before his death, filled with false testimony, fake stories, and lies about Jesus. Definitely fake news, because none of them stick. No evidence, nothing. Nothing sticks. Well, he said he'd destroy the temple, and he said that you have to eat his blood, and all this other stuff. And then one accusation is true, where the priest swears by God the Father, and he asks me, you need to tell me if you are the Son of God. And Jesus says, it is as you say. For claiming that he was the Son of God, the Savior of this earth, they found reason for blasphemy and the reason to kill him. You see, the importance of the trial, and we don't have time to go through all the aspects, is that the fact that Jesus is on trial tonight in your heart. At this very moment in your soul, you will choose whether Jesus is who he claims to be, Son of God, King of Kings, Prince of Peace, Creator of all things, or you will say, he's nothing more than a means to an end. That's going to happen in your heart, whether you like it or not. Jesus is on trial tonight. He was on trial 2,000 years ago. He's on trial all the time now. Every time the gospel is proclaimed, there is that courtroom. There is Jesus. There is him beaten and dying and crying out to talk to you, young person and you, elderly person, to listen, to understand, and to repent. And the funny thing is, you're the judge now. But that won't always be the case. The tables will turn, and he will be our judge, mine and all of yours. Remember that. We jump to the crucifixion one chapter later, where Jesus is beaten, crucified, and died for this very reason. One of my favorite preachers, Ravi Zacharias, says this about the crucifixion. Unless we understand the cross, we cannot understand why our commitment to do what is right must take precedence over what we prefer. Let me say that again. Unless we understand the cross, we cannot understand why my commitment to something that is right and biblical must take over the precedence of what we prefer and what feels good. You see, you get the cross wrong, you get everything wrong. Because what you don't understand about the cross is just like in the Old Testament and the New Testament, Hebrews 9:22 says that the law requires cleansing with blood. And without the shedding of blood, what? There's no forgiveness. You know, sin is a big deal. Sin is a very big deal. I know that we're in 2019, and it's no big deal, and God forgives, and only God can judge me. Be careful. And the only thing that can cleanse your sin is either you or someone else dying for that sin. Oh, boy. But I just lied. I didn't want to get in trouble with my mom and my dad, so I lied. You know, I just gossiped. You know, that soda's batik was so ridiculous. Okay, let's be more realistic. Man, her skirt was too short. Doamne ferește, how could she come to church like that? Gossip. Hatred. Fratele meu. Man, I can't believe he did that again. He's always out to get for me. He's stupid. He's dumb. He's whatever.
Sin. That vorba, that small thing, that needs for a person to die? Blood is the only thing that can forgive sin. Hence why they used animal sacrifices in the Old Testament. So what happened? God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of the ultimate lamb's blood, Jesus Christ. Hallelujah. We're not talking about a cow here. We're not talking about, and I can't sacrifice myself for my own sins. I can't sacrifice, Dad, nice knowing you. I looked at some girl. I have to repent. Because my dad's not perfect. And a perfect sacrifice is required for the covering of sin. Perfect, perfect, without blemish. So I can't ask him, I can't ask you, I can't ask me, I can't ask my wife, I can't ask my kids to please justify my sins. No. The only one who can justify, not justify, the only one who can cover our sins is blood of perfection. And the only blood that ever ran through the veins of humanity that was perfect wasn't through the veins of Jesus Christ. And so that's why he willingly went to the cross, because he wanted a perfect sacrifice so that you could be washed forever. 2 Corinthians 5 says, for our sake. Man, that's so nice. No one does anything for me anymore. That's what young people say. No one cares about me. No one looks at me. No one talks to me. No one loves me. No one whatever. For your sake. Not for his sake. People say, well, Jesus was so bored in heaven with the Father and the Holy Spirit that he's like, well, let's make people and let's have fun with them and let's mess around their lives a little bit and let's introduce sin and let's do all. No. God was not bored. God was in perfect communion in Trinity with the Father, Son, and Holy Spirit. He didn't need you. Oh, boy. Just because he didn't need you doesn't mean he doesn't love you. Because he loves you so much, more than anyone that you've ever met, and more than everyone you'll ever will meet, more than any guy, girl, child. I mean, I'm not going to lie. My little girl, when she kisses me, it's over. It's done. I melt. I'm done. There's no nicho problema. That's okay. Sparge jamu. It's okay. She gives me one kiss, one pupi. Gata. Go ahead. Dunko data. But you see, I'm not perfect. The Father is perfect, and because he knew for your sake, don't ever say, no one's ever done anything for me. Oh, you got that wrong. Jesus, for your sake, became sin. That which he hated, he became sin. For you and for me, he became sin. Unbelievable. Why? So that we might become the righteousness of God. Praise God. Hallelujah. Praise God. That he's taken me from somewhere where I deserve hell and torment and damnation and darkness. And I deserve all these things because sin is putting a wall between God and me. And it's further. And every day I sin more and more and more. And I'm further and I'm further and I'm further. So Jesus is the salvation and the key and the solution to all this. Hallelujah. Unless I understand the cross, I cannot understand why my commitment to do the will of God must take precedence over what I want. I'm not that bad. Sorry, Fratelli Christi. That's not me. I go to church. I tithe. Daban. Zetriala. Zetriala times two. That's not me. Jesus didn't have to do that for me. I'm a good person. That's what all my atheist people at work say, good friends. No, I'm okay. I'm good. I decided to look at the news. I'm going to talk about this morning, and then I'll jump into this because it's important. This morning, over 200 fellow Christians were murdered by radical Islamists who decided that on Easter Sunday, we're going to suicide bomb hotels where Christians and Americans are staying at and the church. Over 200 dead. That's us times four. This morning. Dead, gone. So all of us, all of our kids, all of our wives, everyone. If we're in the state of getting engaged, if we're almost going to have a baby, if we're just recently married, if we're now excited for our grandchildren, whatever stage you are in life, done. Those people are so horrible.
Careful. I looked at the news, and it was a slow news day. It was a slow news day. I think it was like on a Tuesday. And I just took the front page, and I wrote down, what are we like? What are humans like? What are Americans like? What are civilized thinking people like? What are all these after Renaissance, and we're so amazing, and we've evolved from these monkeys to do, and we think, and we have consciousness. What are we like? Let's see. At least 7 articles of murders, 4 of which were children under the age of 7, on one day. Police stopped a plan for Columbine-type attack on its anniversary. Widow scammed out of $1 million on a dating site. HIV-positive man knowingly transfers virus to women on dating apps. Immigrant is beating up for wearing a political hat. White man runs over a young black man with his Jeep, killing him. Bombs happen in Sri Lanka, killing 200. Murders, rapes, theft, greed, all these other things. Horrible things. Yeah, Jesus died for those things, but I haven't done all of those things. That's not me. We're civilized. We're nice. We come to church. James chapter 2, verse 10 says, for whoever keeps the whole law but fails in one point. You don't have to do those things. You don't have to blow up 200 people in Sri Lanka. You don't have to murder your children. You don't have to steal money. You don't have to do anything. One lie. One glance. One thought. One word. One. And you're as guilty of breaking the law, the entire law, just as much as those murderers, those racists, and those terrorists. Do you see now why we need Jesus? Do you see now that when we break the law, that in God's eyes and under his wrath and justice and his perfection of holiness, that when he looks on us, all he needs to do is pour out wrath and condemnation to us because we deserve it, because we're sinners and we've broken the entire Bible, whether it's great or small sins, we've destroyed the law. So Jesus comes, one who implemented and who fulfilled the entire law and was perfect and without blemish and with joy took that cross and he put it on his back and he walked up Calvary because he wanted you and me to be perfect. Hallelujah. So that he could take terrorists, that he could take adulterers, and he could take all these sinful people and he can bring them to the Father and say, look at all these people, but don't look for what they've done. Look what I did for them. And God accounts that to us as his righteousness. Hallelujah. I love Resurrection Sunday. I love Resurrection Sunday. Do these headlines disturb you? Does it shock you? Because if you believe in evolution, if you believe in atheism, if you believe in, well, everything happens for a reason, and there's an agnostic, maybe there's a God out there, but everything kind of plays its own thing, then, if you don't believe that we're just here for a short amount of time and everything's random, nothing really means anything, well, if that's the case, then this shouldn't bother you. You have no claim to moral, object, right, absolute truth if you don't believe in absolute truth. That shouldn't bother you. That is survival of the fittest. Yep. That's evolution. Oh, those people aren't educated enough to know not to kill themselves? Okay, well, it shouldn't bother me. One was an ex-NFL player out of the 7 murders who killed his 5-year-old daughter because she was too fat. He beat her to death with his own hands. But that's okay. That's okay. Because he's not educated enough, he's lower on the intelligence, right? He hasn't evolved enough. And if you believe in that, none of this should bother you. But God says in Romans chapter 2 that God has imprinted the laws of God on every human being, and that's why it bothers you. That's why it bothers you. So I know, evolution, and I'm so smart. And you have no right to absolute truth if you don't believe in the absolute truth of God Almighty. He sets the standards, not me, not you. Amen. Wow, we're finally at the resurrection. 1 Corinthians 15, for I delivered to you of the first importance that what I have received. This is Paul talking. Christ died for our sins according to the scripture. You know why it always says according to the scripture?
Because Jesus fulfilled everything in the scripture about him. And so whenever he does something, it always says, in accordance to the scripture. And that he was raised on the third day. Then he appeared to Peter and to the 12 and to 500 more. Here's a verse that I found about Resurrection Sunday that floors me. John 10, 18. No one takes my life, Jesus says. No one takes my life. No one takes my life. Pharisees, Sadducees, Romans. It doesn't matter who you are. An entire army of Roman legions. No one takes my life, Jesus says. But I lay it down on my own accord. For I have the authority to lay it down, and I have received, or I have authority to take it back up. This charge I have from the Father. Hallelujah. You know, when they mocked him, Iisus said, mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi. Lord, save yourself and save us too. Let's go. Let's get off this cross. You know what Jesus is thinking? You know what's even better? You know what will blow this world into an amazement of the testimony and gospel of Christ? I'm not going to get off this cross. 3 days from now, you'll see me in the city, walking around. Why didn't you get off the cross, Jesus? Because he had something more important to do. Show everyone that his life was his to give and his to take back. Only one person in humanity has done that, Jesus Christ. And this is why when he claims that he is God, I believe him. Hallelujah. Okay. I want to leave you with the words of Jesus. I want to leave you with these words and then we're going to pray. And you can tell Jesus whatever you want. You can come to the courtroom and put your hand around him and say, you're innocent. Or you can tell him, you can reject him tonight. And you'll either accept him or reject him. And tonight in our prayer, I want you to understand that you have the opportunity for the entire sacrifice and picture and script of what God has done for humanity is available for you tonight. And what you do with that is up to you. I pray, and we all pray, and the church prays, and the leadership prays, that the Holy Spirit wakes you up. But what you pray to Jesus is up to you. Do you believe this? I mean, I've been speaking for about 40 minutes now, and I'm sorry. Everything that was said, everything that was in the video, everything that was boiled down boils to these four words. Where do we begin? Ravi Zacharias with another quote. With self-crucifixion. If Jesus was crucified, I want to be crucified. Why do I deserve any better? And the Bible commands us every day, crucify your flesh. Pick up your cross and walk after Jesus. But they're going to say so many things about me. Did you not hear what I've been saying for the last 45 minutes? Do you believe this? We have to go to our own funeral. We have to step down into our own graves and bury ourselves, our ego, so that God's will reign in our hearts. Our will has no power to do God's will until first it dies to its desires and the Holy Spirit refreshes the power of Christ with him. Do you believe this? Do you believe what Jesus said? Let's stand. I know it's late, but this opportunity to pray will either haunt you or bless you for the rest of your life. I wasn't kidding when I said that Resurrection Sunday, if there's one day to pray, but it's spark buzele. Sau limba, so whatever it is. I don't know how to say it. Oh, but it's spark plămâni.
If there's one day where you can scream out, Abba, where you can say thank you, and where you can come on your knees and just cry and say that everything you did was so that I can be reconciled with you. And no one will ever show me that kind of love, mercy, compassion, ever. And you can sit on your knees and pray thankfulness and thank God that he has revealed the truth to you. Or you can sit on your knees and say, Jesus, I've been shouting crucify you with my actions for so many years. Yeah, with my lips I say I love Jesus, but with my actions, with my heart, I say crucify him. Tonight I want to change those words. I want to change those words because we've been, for years, we've been crying, crucify him without even knowing it. But I want to change my words to Hosanna, to the Son of David. Because guess what? In Revelation chapter 7, verse 9, Jesus is surrounded by a bunch of witnesses, and guess what they're holding? Palm leaves. And they're screaming out, Hosanna. It's going to happen again. Come with me. Come with us. The invitation is just sitting right here, and it's free. It doesn't cost you anything but to repent and to pray to Jesus. I saw my daughter walking down this aisle praising Hosanna last week on Palm Sunday. God, I hope that me and my wife and my kids and my grandkids and my parents and my grandparents and everyone are sitting around that throne with palm leaves singing Hosanna. So that it's not 2,000 years ago, but it's a real thing. It's going to happen. I'm going to be there. You're going to be there if we decide to believe what Jesus said. Let's pray.